Bun găsit! Astăzi aflăm împreună ce este un stent și când e cazul unei astfel de intervenții. Cardiologul Nicolae Cârstea este alături de mine și ne va spune și care sunt simptomele unui infarct miocardic, dar și cum arată viața după implantarea unui stent. Domnule doctor, când avem nevoie de implantarea unui stent? Care sunt afecțiunile care ne duc într-o astfel de situație? Sunt două situații principale când avem nevoie de implantarea unui stent. În primul rând sunt pacienții cu infarct miocardic acut. Sunt niște pacienți care prezintă o durere în piept de repaus extrem de puternică, care este însoțită de transpirații, de lipsă de aer, care iradiază la nivelul membrelor superioare, a umerilor sau în spate, și care are o durată mai mare de 5 sau 10 minute. Acești pacienți ar trebui să solicite de urgență ajutorul medical, ei urmând a fi transferați către un spital care au un laborator de cateterism cardiac 24 de ore disponibil, unde în acest laborator li se va efectua coronarografia. Coronarografia este o procedură care practic verifică vasele inimii, vedem dacă sunt înfundate sau nu. Un pacient cu un infarct miocardic acut, cel mai probabil are un vas al inimii înfundat. Și prin diverse tehnici, acest vas va fi desfundat și practic va fi implantat un stent în zona ocluzii, în zona înfundăturii. A doua situație principală în care pacienții pot avea nevoie de un stent sunt pacienții cu angina de efort. Practic niște pacienți care la un anume grad de efort prezintă acea durere în piept cu caracter de gheară, de apăsare, de arsură, care iradiază în membrele superioare, în spate sau în umeri și care practic se remite la încetarea efortului. Acești pacienți ar trebui să efectueze un consult cardiologic unde li se va efectua un test de efort electrocardiografic. Și dacă reproduc această durere și apar modificări pe electrocardiograma, acești pacienți vor fi îndrumați către medicul cardiolog intervenționist, unde urmează să li se efectueze coronarografia. Și unde de asemenea ne așteptăm ca aceștia să aibă diverse grade de leziuni pe arterele coronare, acestea urmând a fi revascularizate prin implantarea de stent sau mai multe stenturi. Beneficiile le-am înțeles, dar riscurile unei astfel de intervenții există? Adică există pacienți care au nevoie de acest stent și nu-l pot implanta? Ca și beneficii aș vrea să mai menționez, s-a constatat față de exemplu, în cazul pacienților cu infarct miocardic acut, de exemplu, cum se tratau acum 30 de ani conservator pacienții, practic s-a reușit o reducere a mortalității cu mai mult de 50%. Iar de asemenea, în cazul pacienților cu angina de efort, practic aceștia pot preveni înfundarea acelei artere care n-a apucat să se înfunde de tot. Riscuri. Evident că orice procedură are riscuri, dar noi vorbim despre o procedură minim invazivă. Practic este o înțepătură în nivelul unei artere periferice, de la mână sau de la picior. Și cele mai frecvente complicații sunt legate tocmai de acest abord, unde se poate sângera, se poate umfla, se pot apărea infecții. Deci nu există pacienți care ar suferi de alte boli și n-ar putea apela la un stent? Există anumite contraindicații pentru această procedură, respectiv sunt pacienții care au contraindicații la administrarea anumitor medicamente, terapia antiagregantă și anticoagulantă care se dă periprocedural și postprocedural o anumită perioadă. Acești pacienți care au această contraindicație nu li se poate implanta un stent, deoarece ar exista riscul ca acesta să se trombozeze. De asemenea, putem vorbi despre alergia la anumite substanțe sau medicamente. Asta e în orice intervenție. Din ce este fabricat stentul. Și cum arată viața după o astfel de intervenție? Hai să spunem, după un stent, câte stenturi putem implanta? Nu există un număr clar maxim de stenturi. Noi trebuie să implantăm atâtea stenturi de câte avem nevoie. Da. Și în momentul în care noi ne-am rezolvat
toată anatomia coronariană nu mai are acele înfundături, acele stenoze, cum le numim noi, atunci considerăm că este un caz reușit. Viața după implantarea unui stent. În primul rând, pacienții trebuie să urmeze tratamentul recomandat de cardiolog și, în mod special, să nu întrerupă terapia antiagregantă. Ulterior, acești pacienți trebuie să-și controleze factorii de risc care i-a dus în situația să aibă nevoie de implantare a stenturilor sau în situația de a face infarct. Respectiv, în principal, să renunțe la fumat, să aibă un control al tensiunii cât mai strict, de asemenea, dacă au diabet zaharat, un control al glicemiei, să-și controleze greutatea și să aibă o dietă echilibrată. Deci acest stent nu ne rezolvă toate problemele. Acest stent ne rezolvă clar problemele, dar noi trebuie să prevenim ca să nu mai apară și să nu mai fie nevoie să implantăm și alte stenturi sau să fie nevoie de intervenția chirurgicală. Acest stent este pentru toată viața, îmi imaginez. Da, aceste stenturi nu ai cum să le mai scoți. Ele rămân acolo doar și sunt impregnate cu o substanță farmacologică activă care practic este un imunosupresor și care împiedică înfundarea stentului. Se poate pune la orice vârstă acest stent? Adică și dacă avem o vârstă mai înaintată? Din experiența mea, eu am pus începând de la vârsta de 26 de ani în plin infarct până la 94 de ani. Mulțumim mult pentru aceste recomandări! Mulțumesc și eu! Ne revedem așadar și mâine dimineață! Sănătate multă!